E noapte în orașul mașinilor. Toată lumea doarme, în afară de o mașină, una foarte curajoasă. Salutare, Matt. Patrulezi străzile noaptea? Asta e excelent. Străzile par foarte liniștite în seara asta, nu-i așa, Matt? Ce e asta? Matt? Este o fantomă? E doar Gary. Pare să meargă în somn. Totul e în regulă atunci. Ce s-a întâmplat, Matt? Data trecută când umbla în somn, a răsturnat mașinile? Atunci trebuie să-l oprim. Matt, cheamă restul patrulei. Băieți, avem o problemă mare de tot. Gary e afară, merge în somn. Iar ultima dată a răsturnat mașinile. Va trebui să-l ajutați pe Matt și să-l opriți pe Gary. Bun, aici erai. Trebuie să-l oprim pe Gary să nu mai răstoarne mașini din nou. Hector, poți ridica mașinile din calea lui Gary ca să nu le răstoarne? Bună treabă, Hector! Dar asta nu-l oprește pe Gary. Frank, ai vreo idee? Bine gândit, Frank. Crezi că-l poți ține nemișcat? Rezistă, Frank! Acum mai putem face un singur lucru. Matt, folosește-și girofarul și sirena ca să-l trezești. Știu că nu ar trebui să trezești un somnambul, dar este o urgență. Încă doarme! Incredibil! Ce spui, Frank? Nu te pot auzi din cauza sirenelor. Mai ai o idee? Ok, să încercăm. Frank, nu râde de el. Și oprește apa. E clar că s-a trezit acum. Bună dimineața, Gary. Ai uitat blocajele de roți din nou? Nu trebuie să-ți faci griji. Mulțumită patrulei, nu ai răsturnat nici măcar o mașină. Gary, trebuie să oprim asta. De ce nu mergi mâine dimineață la garajul lui Tom să vezi dacă nu te poate ajuta? Păi, partea bună. Nu trebuie să-i vizitezi pălătoria astăzi. Bună, băieți! V-ați bucurat de zborul de seară? Adică sirena v-a trezit, nu?
Nu vă îngrijorați. Gary și-a uitat blocajele de roți și a umblat în somn, dar patrula auto s-a ocupat de asta. Mulțumim mult că ați salvat mașinile, patrulă. Și mulțumim, Matt, că supraveghezi străzile peste noapte. Noapte bună tuturor! Ne vedem în curând! Matt, mașina de poliție. Ei sunt Suzy și Jeremy. Arată tare entuziasmați de ceva. Oh, se îndreaptă către locul de joacă. Băieți, ce este în regulă? Oh, nu! Cineva a vandalizat locul de joacă. Cred că va trebui să vă întoarceți în altă zi ca să vă jucați. Momentan, cred că Matt trebuie să afle despre asta. Să mergem la poliție. Wow, câte unul pe rând, băieți! Super! Matt și Frank vor cerceta cazul. Băieți, asta este o idee grozavă. Să vă despărțiți și în felul acesta vor fi mai multe șanse să-i găsiți pe ticăloși. Ce-o fi acolo? Poate sunt ticăloșii. Oh, e doar Frank. Probabil că vandalii se ascund. Crezi că vor apărea la noapte? Să sperăm că Matt și Frank îi vor prinde în acțiune pe ticăloși. Oh, nu e nimeni la locul de joacă. Cred că mai aveți de căutat, băieți. Părea că zgomotul ăla se auzea de pe șantier. Dar porțile sunt închise. Ce idee bună! Cu acea cameră vei putea vedea peste gard. Șt, încet, încet! Sunt ticăloși! Se pare că sunt puși pe rele din nou! Ei bine, ce avem noi aici? Îmi pare că îl văd pe Tyler și Godie și prietenul lui. Se pare că voi doi vă veți petrece noaptea în spatele gratiilor. Cei doi băieți buni, Matt și Frank, au stat acolo toată noaptea să se asigure că băieții aceia neastâmpărați nu vor încerca să evadeze. Avem ceva de lucru pentru voi doi, înainte să fiți liberi să plecați. E vremea ca voi doi să aranjați locul de joacă, că, până la urmă, voi sunteți cei care l-au stricat.
Acum locul de joacă e ca nou. Vrei să te joci din nou? Se pare că și Suzy și Jeremy doresc. Matt are dreptate. V-ați distrat destul. Acum lăsați-i și pe alții să se joace. E frumos să vezi că locul de joacă e folosit din nou cum trebuie. Este timpul ca acești copii neastâmpărați să meargă acasă. Să sperăm că și-au învățat lecția. Super treabă, detectivi! Orașul mașinilor este din nou în ordine, mulțumită vouă! Bună, Amber! Ce brad de Crăciun frumos! Te-ai pregătit ca să aranjezi asta în orașul mașinilor pentru toată lumea? Cred că a fost multă muncă. Bună treabă, Amber! Mergi acasă să te odihnești? Somn ușor să ai! Bună dimineața, Amber! Mergi spre muncă? Oh, nu! Unde au dispărut toate decorațiunile de Crăciun? Nu plânge, Amber! Trebuie să fie o explicație pentru asta! Ce spui să chemăm patrula în ajutor? Băieți, avem o problemă serioasă. Amber a pregătit un scenariu de Crăciun foarte frumos în piața orașului. Dar cineva a luat totul. Puteți ajuta? Minunat! Să mergem! Amber e foarte tristă. Patrula e aici. Nu mai plânge. Vor afla cu siguranță ce s-a întâmplat. Hector, te poți uita de sus din cer să vezi dacă zărești ceva. Mă vine, mă va pe neu, baba. Ai dreptate, mea. Toată zona asta a fost decorată astă noapte. Să vedem. Era un brad de Crăciun minunat, cadouri, lumini de Crăciun, ghirlande. E cumva beteală? E un glob de Crăciun. Cred că a căzut de pe pom. Cel care a luat toate decorațiunile, cred că a mers în partea aia.
Poftim? Crezi că Flavia a luat totul? Este singura care ar fi putut duce totul deodată? Dar de ce? Flavii nu ar fura? E cu siguranță foarte mare trafic pe lângă spital. Să mergem să vedem dacă are vreo legătură cu cazul nostru. Aha. Flavii și prietenii ei au mutat toate decorațiunile la spital, Amber. Pentru ca tu și pacienții spitalului să vă bucurați și voi de ele. Ce drăguț! Ăsta e cel mai frumos cadou de Crăciun dintre toate. Misterul a fost rezolvat. Mulțumim pentru ajutor, patrulă! Crăciun fericit tuturor! Ne vedem data viitoare! Matt, mașina de poliție. Salut, Christopher. Salut, Steve. Ne vedem mai târziu, după ce se usucă cimentul. Oh, sper că mașinuțele acelea nu intră direct pe cimentul umed al lui Christopher. Nu vă panicați, doar trebuie să vă scoatem de acolo repede, înainte să se întărească. Excelent! Prietenii voștri au plecat după ajutor în orașul mașinilor. Câte unul pe rând, copii! Stai liniștit! Matt și Frank au un plan de salvare! E în regulă, copii. Patrula a venit să vă ajute. Care e planul, băieți? Veți uda cimentul cu apă ca să se înmoaie din nou? Ce vrei să faci, Matt? Sper că ești suficient de puternic ca să scoți mașinuțele din ciment. Wow, ce forță! Bună treabă, Matt! Acum hai să te curățăm, micuțule, până când Matt îl salvează pe prietenul tău.
Haide, hai că poți, Matt! Excelent! Hei, uite-i pe Christopher și Steve! Frank are dreptate, Christopher. Nu ai de ce să te îngrijorezi. Mașinuțele sunt bine. Dar poate data viitoare pui niște semne de avertizare? Mulțumesc pentru scuze. Matt și Frank vor pune niște jaloane în jurul cimentului. Dacă vrei să refaci lucrarea... E ca nou din nou! Mult mai bine! Matt, mașina de poliție. Salut, Matt! Salut, Frank! Ce mai faceți? Frank, Matt, vedeți pereții aceia? Mă întreb, oare cine i-a mâzgălit? Ai dreptate, Matt. Asta e de netolerat. Trebuie să-l prindem pe făptaș. Matt, Frank, ați văzut asta? Alte mâzgăleli pe pereți. Ai dreptate, Frank. Arată ca și cele pe care le-am văzut mai devreme. Haideți, să-l găsim pe responsabil. Nu e nimeni pe strada asta. Să verificăm pe următoarea. Fiți atenți, băieți. Cred că l-am găsit pe cel pe care îl căutăm. Roțile sus! Ești arestat pentru... Oh, îmi pare rău, Gary. Credeam că tu ești responsabil pentru mâzgălelile de pe pereți. Ok. De data asta, să-l găsim pe adevăratul făptaș. Nimic aici. Nimic aici de asemenea. Salut, Lucy. Da, știm. Ai văzut și tu mâzgălelile de pe pereți? Păi, încercăm să-l prindem pe făptaș. Să fii atentă! Pa! Hei, uite! Ce face buldozerul Billy aici? Aș spune că am găsit vinovatul! Oprește-te din orice faci, Billy! Știm că tu ești cel care a distrus pereții orașului! Scuze, Billy! Cred că am făcut o greșeală! Se pare că ești ocupat cu lucrul! Scuză-ne, Billy! Mergem să-l găsim pe adevăratul făptaș! Pa! Of! Asta a fost o mare încurcătură. Trebuie să fim mai atenți data viitoare. Aveți dreptate, Matt, Frank. Nu-i putem acuza pe cei nevinovați în stânga și în dreapta.
Nu este corect. Știu că e prea devreme, dar pare suspicios că Tyler stă atât de aproape de pereții scorojiți ai secției de poliție. Ce ziceți, băieți? Ar trebui să-l arestăm? Roțile sus, Tyler! Stop! Știm că te ții de prostii și acum avem și dovada! Te-am prins! Oh, Tyler scapă! Prinde-l, Matt! Mai repede! Mai repede, Matt! Știu, Matt, Tyler este foarte rapid. Exact! Să-l chemăm pe Hector, elicopterul! Hei, Hector! Avem nevoie de ajutorul tău să-l prindem pe Tyler! Vino repede! Tyler e prea rapid! Trebuie să mărești viteza, Hector! Haide, Hector! Mai repede! Nu-l lăsa să scape! Bun! Continuă, Hector! Să-l prindem! Bună mișcare, Hector! Excelentă treabă! Mulțumim, Hector! Nu ar fi fost posibil să-l prindem pe Tyler fără ajutorul tău! La revedere! Ne vedem în curând! Acum e timpul pentru amendă, Tyler! Te va învăța să fii mai atent data viitoare! Bună treabă, Matt! Bună treabă, Frank! Să ne vedem cu bine! La revedere! Matt, mașina de poliție! Bună, Lily! Bună, mașinuțelor! Vă distrați făcând balonașe? Uite-l pe Tom, merge la muncă! Ai dreptate, Lily! Micuța Amber lipsește! Micule Jeremy, unde a mers micuța Amber? Oh, nu! Ai înghițit bule și acum nu poți vorbi! Micuța Amber s-a evaporat! Nu te îngrijora, Lily! O să o găsim noi! Să chemăm patrula în ajutor! Hei, băieți! Lily are nevoie de ajutor! Stătea cu micul Jeremy și cu micuța Amber, dar micuța Amber a dispărut de la locul de joacă. Puteți ajuta? Minunat! Să mergem! Grăbiți-vă! Patrula e aici, Lily. Spune-le ce s-a întâmplat. Micul Jeremy a înghițit balonașe și nu poate vorbi.
Ai găsit ceva, Matt? Interesant. Pe jos este ud de la balonașe. Micul Jeremy încearcă să vorbească, Matt. Uite, sunt balonașe pe cer. Hector merge să vadă ce găsește acolo. E micuța Amber. Bună idee, Frank. Extinde-ți cara să o oprești pe micuța Amber să plutească. Micul Jeremy se simte ușurat să te vadă micuța Amber. Mulțumim, patrulă! Ați salvat situația! Bună idee, băieți! Cu mingea te poți juca mai în siguranță decât cu bulele. La revedere tuturor! Ne vedem data viitoare! A fost un jaf în orașul mașinilor și patrula auto are nevoie de ajutor în investigație. Poftim? Cineva a furat foarte multe ouă de Paște? Ce lucru teribil! Sunteți gata să mergem să găsim ouăle alea? Baba! Cacapi! Ce ai văzut, Gary? Bine gândit. Un container e un loc potrivit în a ascunde lucruri. Mai încearcă, Gary. Vei găsi un nou până la urmă. Pari foarte sigură pe tine, Gary. Crezi că este un nou la tine în brutărie, nu-i așa? Gary, nu te lăsa distrasă de prăjituri și de dulciuri. Nu sunt ouă nici aici. Stai! Ce e acolo sus pe semnul brutăriei? Ai găsit unul! Bună treabă, Gary! Salutare, Tom! Vrei să duci mașina asta veche și ruginită înapoi la garajul tău? Păi ce spui de asta?
Din întâmplare ai găsit unul dintre ouă. Mai bine l-ai duce la Matt și Frank. Hai să vedem cum se descurcă Gary. Tot nimic. Ce este, Lily? Ai văzut un ou? Oh, o bilă de biliard. Ai dreptate. Trebuie să fie un ou undeva aici. Poate chiar acolo? Sau poate acolo? Stai puțin. Ăsta nu e rotund ca o minge. E un ou! Oh, bietul Gary. Încă mai caută în spatele tuturor containerelor. În sfârșit! Să ne întoarcem în parc. Wow, uite-te la toate ouăle astea. Uite că vine și Gary cu ultimul. Păi și ce urmează, băieți? Ha, se pare că până la urmă nu a fost nicio investigație. A fost o vânătoare de ouă de Paște mascată. Și fiecare are voie să mănânce oul pe care l-a găsit. Bună treabă în echipă, toată lumea. Meritați ouăle astea. Paște fericit!